Astăzi o să încercăm să rezolvăm această problemă. Încă nu s-a hotărât, doar am venit să văd despre ce vorba. Nu s-a hotărât dacă punem tot lămbriu, ori schimbăm totul, ori tăiem de aici, sau piatră. Asta este o saună. Și ăsta e tot un gărduț făcut de mine. Cu șuburi-ruburi la interior, bineînțeles. Normal, eu trebuie să găsesc montat, dar altcineva a demontat ca să schimbe aceste rezistențe. Pentru că au fost probleme. Cine a venit în saună aici a pus, a turnat apă, normal, doar se stropește un pic peste aceste pietre, se seaburi. Și a apărut și această problemă, inclusiv aceasta. Și e posibil să punem piatra acolo, dar încă nu știu. Momentan doar v-am prezentat situația. O să vedem cum o să facem. Da. Cum e sauna asta, sunt niște rezistențe care înfierbântă foarte, foarte tare aceste pietre și după durințe se stropește cu un pic de apă și ia saburi. De la ce ziceai tu, Dorco, a ieșit? S-a turnat apă prea multe? Da, dar ce cresc? Mm-hmm. O fac o siguranță de scurt între ele, tăi. Nu văd că le schimba deja. Da. Na. Și auzi ce punem, piatră sau lambreu acolo, ce spui? Unii. Aici, pe perete, decupăm așa. Și să punem piatră. Mai este trei, să ne crezi, nu? Da, nu, dacă facem, facem și să dea estetic bine. Uh-huh. Da. Și ce voi, ce ați adus? Noi n-am adus nimic, doar am venit să constat azi. A, așa, așa. Și să punem piatră de asta cum e pe hol, să vedem ce zice. Cum o prind? Ce o prind? A, cu asta mă ocup eu, da, decupăm lemnul ăsta, punem o placă de silicat de calciu, ea e care e foarte, foarte rezistentă și peste ea punem piatră cu adeziv. Și nu mai afectează, nu? Noi zicem că nu. Adică nu ar trebui să mai se întâmple negreala asta, flacăra asta. Da, uite, e și uite aici. Deci mai cum l-a foc așa. Lua foc? S-a prins? Acum, dar este nebună. El cine? Face oameni gălăgie. Băi, nene, ok, faci gălăgie, dar dacă intri și pui apă și el e în scurt și te electrocutează, e bine? Nu așa îi spuneam. Cine făcea gălăgie, clientul? Da. Uite aici, sunt oameni în conștiință. Uite aici, cum să dai tu drumul? Uite la căci. Tu știi că eu filmez? Și apă. Da, oamenii dau prea multă apă și asta se întâmplă, nu? Da. Bun, înseamnă că videoclipul ăsta, dacă îl fac și informativ. Dar uite că o slăbi și rezistența din spate. Da, multă apă și... Nu, o să... Probabil o să decupez aici și punem piatră. Da, să văd ce zice și ne-a bucat. Da, da, da. Oricum, asta într-o zi. Atât am disponibil. Aici, mai mult nu am. Uite eu. Aici, da, seama. Uite și aici. Piatra sau ce? Nu, uite aici, arsura? Acum. Tot în situația asta, tot în cazul ăsta? Păi, îți dai seama. O să punem silicat de calciu în cazul ăsta, obligat. Ăla are, nu, că eu dacă o să lucrez, o să scot panoul cu totul. Da, dar ăsta e să apareste. Nu e ok, ce trebuie făcut, ca lumea nu. Da, nu am mai multe zile la dispoziție decât una. Azi am venit doar pentru Constantar. Bun, vedem. Okay. Da, cam asta. Uite că am venit doar la o constatare, dar am și dat asta jos. Cea mai problemată. Problemată, doamne, ce cuvânt folosesc. Cea mai arsă. Punem piatră. Și... Am adâncime, am pune și un silicat de calciu, ca să nu transmită temperatura mai încolo. Uite, iar lucrez cu sculele oamenilor. Ia, nea Mihai, că mi-am luat și eu roșu. Nu roșu de asta, roșu de asta.
No, glumesc, iar lucrez cu sculele oamenilor. Și o să tai de aici, așa. Noroc că aveam o mașină. Sculele astea, iată ce trepied mi-am făcut. Da, cap să ai, că minte-ți bine. Da, eu dau asta jos și fac cu necesar materiale, mă duc, le iau și o să punem piatră. Piatră exact de asta. De asta, așa. Să fie să, în trend cu această locație. De acum am revenit și ne apucăm de treabă. Asta așa a rămas de ieri când am venit să constat. Am pregătit terenul, chiar așa, am sigilat și asta, am fost rugat să scoatem asta din priză, să închidem curentul, dar am înțeles că rămân eu fără lumină și o să lucrăm cu foarte mare grijă. Am mai sigilat încă o dată ăsta pentru siguranța mea, am pus și o folie pe ăsta de unde iasă căldura și ne apucăm de treabă. Am semnat eu ieri un pic cât vine tăiat și s-a stabilit să punem și aici o barieră să nu mai sară de aici, aici să facă chestia asta pentru o siguranță mai mare. Și o să vă dau un punct, când aveți de tăiat foarte, foarte puțin lemn și nu vreți să mai luați culă, folosiți pânzii de astea. Nu alea de tăiat lemn cu videa, pentru că face polizorul unghiular recul și nu e ok. Face recul dacă vreți să știți și la asta. Dacă nu, dacă apăsați. Dacă îi dați timp de lucru, e mult, mult mai ok. De asta nici n-am mai vrut să iau un pendular. Am amorsat peretele, facem cu CM25 alb. Lăsăm să tragă, punem asta. Silicat de calciu este asta. Decupăm pe mărime, punem acolo. Sper să... A, e perfect. Mamă, ce s-a potrivit înălțimea cu asta. Și punem de jos piatra. N-are rost să facem un rastel, pentru că acolo era o placă de faianță, acolo decupez și punem silicatul de calciu cu CM. O să-l ancorez cu plasă și o să fie ok. Și aici încă unul și vedem cum o să iasă. Am fixat asta, pus adeziv, am pus plasa, mai dăm o adeziv și lăsăm să tragă.
Ia, ce frumos. Asta e placa suport, de acum vine piatra. Numai că nu știu cu piatra dacă s-o tai la 45 sau pun biscuit. Vedem. Da, pentru o viteză mai mare de lucru s-a optat pentru biscuiți aici jos, aici. Stil biscuit aici o să facem la rotund, vedem cum facem. Așa, venim așa cu totodată de acum. Pardon, așa, când am fost pus prin scadru. Aici lăsăm intenționatul, dacă pică adeziv, e mai ușor de curățat când e vodă gresia decât cât e uscat. Și nici nu am pus bandă pentru că nu prindea, că era deja ud când am venit. Da, cred că era mai bine dacă era tăiat la 45, dar de acum, nu, așa facem. Oricum, numai până aici facem biscuiții ăștia. Ia, când începe să prindă contur, aici colțurile astea le-am pus brut, o să le șlefuiesc după ce se trage adezivul, cam maxim în 2 ore, la fel și aici.
Aici, dacă vedeți voi, am venit cu ăsta de aici, aici, așa, din cauza că în momentul în care se teșește aici la curbură, ăsta devine mai mic. Dar niciodată o piatră nu o să se potrivească dacă o pui orizontal față de diagonal. Mai ales că o trebuie teșită, că dacă o pun dreaptă, prima dată, dacă o puneam așa dreaptă, colțul... Prima dată, dacă puneam în dreaptă, colțul ăsta o împingea. Așa că asta și cu asta am șlefuit-o și de acum merge așa, înclinat, uite. Și asta o să trebuiască un pic șlefuit colțul ăla ca să merg pe semicercul făcut de mine. Și la fel, și aici las, asta am băgat-o doar să mă tragă. Și aici, tot așa, să-mi fie cel puțin 7 mm de adeziv. Da? Aici, iar când șlefuim, pleacă și surplusul. Mai aveam piatra, cum e, area diferenței. Am dat cu adeziv, dar când fac la gata, o să vedeți că o să iasă cât de cât un semicerc. Da. Acum e brut, după cum spuneam, și mai aveam un pic de adeziv și am pus și colțul ăla, fac altul și am zis, dacă tot m-am oprit, ia să mai prezint un pic din situație. Din situație, din lucrare. A, așa vin și aici, iar aici, tot așa, punem piatră și bineînțeles. Deci aici poate să fie o temperatură extraordinar de mare, se oprește în acest care, vedeți cât de tare s-a întărit. Da? Deci n-am pus nimic altceva, doar această placă de silica de calciu, învelită în adeziv și plasă. Plasa am luat cu gramajul mai mare, 160 grame pe, cred, pe metru. Și adezivul 7-8 mm și pe o parte și pe alta o face foarte, foarte rezistentă, mai ales în condițiile în care adezivul nu e uscat deloc. Dați-vă seama, când se usucă, devine tare, foarte tare, ceea ce aia vrem. Da, îi dăm spor în continuare. Aha, am scuturat de haine, iau ce prăfălău, dar măcar e gata. Ei, ți-o lăsăm să se tragă, după care mai, tot mai trebuie șlefuit un pic mochiile astea. Nu putem lăsa așa, pentru că e un pic periculos. Ia uite, vezi, asta încă, trebuia să-i pune o bandă de hârtie și lăsăm să tragă. După care venim și ne jucăm cu... Ia uite, mă, ăsta s-a întărit. Bun! Tăiem un pic cu flexul, polizorul ondular și le fim un pic marginea. Atâta tot. Bun, cam asta e. De acum curățenie, o să fac curățenie în mare și, dar per total ăsta e, ăsta momentul în care vrei să iei apă de aici, să nu te zgârii, de asta am și-am frenat, am șlefuit aici. Curățenie și cam asta e. Exact așa, pentru scopul ăsta am vrut să fie ăsta, dacă pui mâna șlefuitul ăsta e pentru a nu te zgârea, chiar se simte ok. Când o să mai am treabă prin zona asta, o să-mi fac timp 20 de minute pentru a
curăța piatra, momentan nu se mai fac nimic, curăța și au lăcuit, dar nu sunt sigur dacă o lăcuiesc sau o las așa. E foarte probabil mai degrabă doar să o dau cu acel impregnat de piatră pentru a curăța și a nu lăcui, pentru că este umiditate foarte mare aici și temperatură ridicată. Scopul meu nu a fost neapărat pentru a pune mâna aici, cât pentru a proteja să nu mai sară, după cum v-am arătat la începutul videoclipului. Aici, în zona asta, m-am fost rugat să schimb și asta, dar timpul nu mai îmi permite, deja e târziu. Poate altă dată, asta care a fost arsă aici. Scopul acestui zid, perete, să nu mai sară de aici apa foarte fierbinte sau scântei, cum a spus un angajat de aici, că a stat cu stingătorul aici până s-a dus altcineva și a oprit siguranța. De acum este mult mai protejat pe zona de acțiune. Din câte am înțeles, nu se toarnă foarte multă apă, eu sau nu de asta uscată sau nu știu cum îi zice, cu rezistențe, niște petri sunt fermentul foarte, foarte tare, genul ăsta de piatră se pune acolo pe lângă rezistențe și se picură apă, dar nu se toarnă. Pentru că s-a turnat a nenorocit aceste rezistențe. Opa! Așa. Da, sunt 3 rezistențe sau 4, nu mai știu. Oricum le aveți la începutul videoclipului, când v-a fost prezentarea. Stau așa, între ele vin acele petre și sunt fermentă foarte tare și face o temperatură foarte ridicată. Sau un uscat, mi se pare că spune la asta. Nu prea le am eu cu domeniul ăsta, eu mai mult sunt aici. Are rezistență, deși nu e foarte uscat, v-am spus și mai devreme, încă mențin, încă vă mai arăt, dar lângă faptul că dacă ești foarte rezistent ca și temperatură, deși nu e indicat, poți pune și mâna aici, confortabil, fără a te răni. Bun. Astea fiind prezentate, vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați de un like, share și o abonare la acest canal, pentru că este gratuit. O zi bună, la revedere! Cât praf am ghicitat!